Dragilor, bine ne regăsim în episodul 3 al Treptei spre Evoluția, mini-emisiunea care continuă știință, transformare, nutriție. Ce frumos se derulează aceste sesiuni, cum curg ele așa una din cealaltă. Data trecută am vorbit despre radiații electromagnetice cauzate tocmai de fâșierile de pe laptopul meu atunci când telefonul pe Instagram era lipit de el. Și astăzi o să discutăm despre pământ, care influența și el de aceste radiații electromagnetice, și despre dureri și ce legătură uimitoare există între ele și cum putem să folosim tehnici simple ca să eliberăm durerile fizice sau emoționale închistate în câmpurile noastre energetice. Pentru început, vreau să fac mici adăugiri la emisiunea despre radiații electromagnetice. În primul rând, data trecută am purtat tricoul ăsta, am uitat să vă spun, că era ca o metaforă efectiv a modului în care aceste radiații electromagnetice sunt împrăștiate peste tot. Și de ce nu și puloverul meu de astăzi? Vedeți aceste nuanțe de alb și negru întrepătruns. Deci, sunt în jurul nostru invizibile și nu putem scăpa de ele, dar putem să ne adaptăm și putem să luăm măsuri să ne influențeze mult mai puțin. Și două aspecte importante legate de radiații electromagnetice înainte de, în afară de ce am precizat trecută. Unu, la evaluările energetice care le fac, să vedem cum sunt pacienții în momentul prezent și facem un plan personalizat ce să fac ca să schimbe și să ajungă echilibrați într-o lună, două, trei. De multe ori găsesc radiații electromagnetice ca fiind una din cauzele dezechilibrelor din corp. Și de câte ori întreb la cei care au un nivel ridicat al radiațiilor dacă dorm cu televizorul în cameră, spun da. Deci, atenție, televizorul băgat chiar în priză, stins, dar băgat în priză, el radiază foarte mult. Deci o lecție importantă, scoateți televizorul din priză seara la culcare, în special dacă e în dormitor sau în camera în care dormiți. E testată pe sute de pacienți această întrebare și de fiecare dată au apărut conștientizări. Un al doilea aspect important care vreau să-l adăugăm legat de radiații era legat de, în afară de, în fine, să evitați cuptoarele cu microunde care mai apar în jurul nostru, este legat de televizor, de telefon. Vă spunea și la trecută, puneți protecții cât puteți și protecții testate care să ajute cât mai mult. La acest 5G 100% nu au cum să ajute, dar cât mai mult. Dar iarăși o întrebare esențială care o pun de multe ori la evaluări pacienților este la cei cu radiații cu nivel foarte mare al radiațiilor, este dacă dorm cu televizorul cu telefonul pe noptieră. Și foarte mulți, din păcate, o fac și ne influențează. Vă dați seama câte ore noi dormim și stăm în acel câmp nociv. Ca să nu mai spun de curentul și prizele care pot trece pe sub pat sau pe lângă pat, pe lângă noptiere și să ne influențeze. Eu prima dată când am luat un aparat de verificare radiațiilor electromagnetice, m-a jucat prin toată casa și am avut ahauri peste tot. Inclusiv la noptiera mea, erau chiar două noptiere puse una peste alta, toate piuiau de zor și nu înțelegeam de ce, ca să observ apoi că aveam un ceas cu electricitate, un ceas cu cifre, da, pe noptieră și de acolo ele erau încărcate. Deci evitați orice device electric pe noptiere și lipite de paturi și pe sub paturi în care dormiți, dar în special telefonul. Telefonul are un câmp care poate fi și de câteva zeci de metri în jur nociv, mai ales dacă nu are protecție. Evitați să folosiți telefonul ca ceas, ca alarmă. Cumpărați un ceas normal dacă chiar doriți, puneți telefonul pe avion și alarma încă o să sune.
chiar dacă e pus pe modul avion în care nu mai radiază, da? Dar ideal, îndepărtați telefoanele și din camera în care dormiți, ca și televizoarele. Sau măcar trageți din priză televizorul. Și cât de ușor poate fi să aplicăm trucuri așa de simple, care se observa apoi la evaluări în câteva săptămâni, dăteau efecte. În fine, mai foloseam și dădeam și suplimente de scos radiații electromagnetice. Vă dădusem un link data trecută, interesant. În afară de link-ul cu Joșoacă și cu profesorul Teodorescu, 4 emisiuni am făcut, nu două doar cu el. Găsiți pe canalele de YouTube Simona Ioniță Dance Center, adică bit.ly/emisiuni, și Emis TV Simona Ioniță, adică bit.ly/emisiuni. Găsiți emisiunile cu link-urile și cu toate. Ok, să ne întoarcem la tema de astăzi. Pământul, care, din păcate, și el influența foarte mult de aceste radiații electromagnetice. Fizicienii au văzut că frecvența Schumann se schimbă accentuat și am o emisiune la Business Days Iași, o să o pun în comentarii, în care, efectiv, e formula matematică în care calculăm că avem sub 13 ore acum, nu 24 de ore într-o zi. Timpul trece accelerat dacă trăim la nivelul acesta teluric de zi cu zi, al stresului cotidian. Secretul este să ne ridicăm vibrațiile, frecvența vibrațională, să trăim la nivelul inimii sau chiar mai sus, la nivelul chakrelor și de mai de sus, și atunci dilatăm timpul. Apare acel fenomen în care percepem trecerea timpului altfel și suntem mai productivi și mai calmi. Da? Cami zice că s-a obișnuit să nu mai doarmă în telefon cu telefonul în cameră și îl închide mereu. Bravo! Și s-au stricat în ultimul timp multe electrocasnice și electronice. Da, pentru că de câteva săptămâni e o schimbare și încă mai accentuată. Există site-uri cu care puteți să verificați frecvența Schumann. Există în ultimele săptămâni bombardamente, explozii solare care ajung pe Pământ. Eu, care de obicei nu eram afectată, să știți că am simțit nevoia să dorm mult mai mult în ultimul timp. Cei care sunt sensibili, într-adevăr, și n-au nivelul de vibrație să contracareze foarte ușor ceea ce se întâmplă în exterior, pot observa diverse lucruri care se întâmplă, na? De aceea aceste emisiuni sunt sfaturi simple, videouri scurte ca să aveți timp să le observați, care vă pot transforma viața. Pentru videouri mai pe larg, vedeți pe grupul Simona Ioniță Dance Center, cereți accept. Sunt videouri cu cele 5 seminarii gratuite, unele chiar de 2 ore și de 3 ore am ajuns odată, pe diverse teme foarte de interes. Și cu schimbări chiar din prima ședință la unii din cei determinați în schimbare și care au aplicat tehnicile. Sunt curățări care se fac efectiv acolo și schimbarea se face în seminar. Sunt teme pe bani, pe relații, pe totul începe cu tine, contribuție, vindecarea trecutului, da? Deci cine își ia timp și își dă valoare cu adevărat lui să lucreze și e determinat în schimbare, poate accesa acele sesiuni. Da? Legat de pământ. El e bombardat și el de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și ceea ce poate unii dintre voi nu știți, e bombardat și de gândurile noastre, de emoțiile noastre toxice. El ne menține verticalitatea în această lume. Ce fain că pe Facebook se văd un pic niște portaluri de la geam. Și mulțumim ființelor care ne arată prezența lor și poate urne și pe Toma Necredinciosul spre a înțelege că există energie și există vibrație și există schimbare și depinde doar de noi. Noi suntem creatorul vieții noastre și noi, prin alegerile noastre, moment de moment, clipă de clipă, schimbăm și creăm viața noastră împreună cu Universul. Și tot ce ne împiedică să facem acest lucru, eliberăm, distrugem și decreăm în totalitate de un nezelion de ori acum. Da, right the wrong, good the bad, pot and poc, all nine shores, poids and beyonds. Aceasta e fraza de curățare de la Access Consciousness, demonstrată științific, de 25 de ani, folosită cu schimbări imense, în care efectiv elimină
se duce la sămânța care a generat limitarea și o schimbă, o transformă, o distruge. Pe theclearingstatement.com înțelegeți mai mult, dacă vreți să înțelegeți cu mai muțica, cu mintea, ce înseamnă tot felul de prescurtări geniale, de fapt, și inclusiv din fizică. E făcută special ca mintea noastră să nu înțeleagă neapărat din prima, pentru a trece de bariera ei și a merge direct în subconștient să facă această curățare. Da? Deci pământul e uimitor, ne menține verticalitatea prin picioare, continuu noi curățăm în el. Dar ce e interesant și mulți poate nu știu, pământul se hrănește cu energiile noastre toxice, încărcate. Și e posibil ca durerile noastre să fie până și o cerere a pământului de contribuție, adică să, pe intenția noastră, să eliberăm, luăm cu mâini pranice pline de energie, luăm acea durere din zona respectivă și o eliberăm în pământ și spunem trimit contribuție pământului și tot ce împiedică asta, poc și pot, adică prescurtarea de la fraza de curățare până o învățați mai pe larg. În engleză e mai eficace, ce s-a demonstrat, știi, cu primăsurători, da? Deci, câteodată, pământul le trage așa de mânecă și zice, mai dăm și mie atenție, dăm și mie iubire, dăm și mie recunoștință pentru ce fac pentru tine continuu. În programele adânci de 21 de zile, foarte profunde, am discutat pe larg despre dureri pe edenbalance.ro, în shop vedeți toate programele. Eu, oricum, sunt la 90% discount, adică un preț infim pentru 40 de ore de curățări și schimbări. Puteți să le accesați dacă doriți. Dar ideea cu aceste dureri e că să începem să trăim mai conștient și să nu sărim imediat la o pastilă care taie doar conexiunea între locul dureros și creierul nostru și să începem să punem întrebări pentru transformare, pentru că acelea sunt înțepături de la univers și pământ tocmai ca să ne miște în schimbare și să întrebăm ce mesaj ai pentru mine această durere? Durere, ce mesaj ai pentru mine? Cum pot să mă eliberez? Cum pot să te accept? În primul pas e, de fapt, acceptarea durerii și să mă eliberez de tine. Inclusiv la afecțiuni putem folosi întrebări de genul acesta. Și durere. Ce pot să fiu, să fac astăzi ca să schimb, te schimb, să schimb situația mea? Durere. Ce schimbare, ce să fac pentru corpul meu și corpule, ce nevoie ai de la mine pentru a elibera această durere? Poate, nu știu, să dorm mai mult, să mă relaxez, să-mi iau un concediu, să întrebați corpul că el știe. Și în multe din sesiunile avansate v-am dat acel instrument cu ușor sau greu. Întrebați corpul și când e ușor e da, când e un disconfort e nu. Și dați-i opțiuni și vedeți ce aveți de făcut. Și faceți. Dați-i acceptare și dați-vă vouă acceptare și iubire și faceți ce simțiți să faceți pentru a vă echilibra. Și tot ce împiedică acest lucru, eliberăm distrurile și decreăm în totalitate de un zelion de ori acum. Da, right the wrong, good the bad, pot and poc, all nine shorts, ploits and beyonds. Poc and pot și pot și poc. Lunea în jurul lui 1 o să ne întâlnim regulat, da? Cine vrea să fie și în direct poate să pună întrebări, să știți. Bună și Maricica, mă mulțumește cu recunoștință pentru tricuri. Deci, durerea, iarăși, cum puteți să o mai eliberați? Puteți să eliberați rezistențele și blocajele, protecțiile care le-am pus noi în câmpuri pentru a ne ajuta să trecem peste anumite traume, dar care, din păcate, au ajuns să fie pe termen lung nocive, de genul, nu știu, cineva ne-a făcut să suferim la corazon și atunci ne punem o protecție la inimă, ne punem o centură, ne punem și o centură de castitate, ne punem în energetic, e ca o plată, și se vede, o văd de multe ori la curățările energetice. Și pe termen scurt ne ajută să nu simțim durerea despărțirii atât de toxică,
Dar pe termen lung, neeliberând acele blocaje, acele rezistențe, acele protecții, ceilalți nu se mai apropie de noi și nu ne mai dau iubirea lor, pentru că ei simt că noi nu dorim să dăruim iubire și noi nu dorim să avem pe cineva care se apropie de noi să ne dăruiască iubire, da? Și tot ce împiedică acest lucru, tot ce împiedică explozie de foc divin, poate era unul din instrumentele din sesiunile lungi de grupul Simone Unitedon Center, da? Tot ce nu împiedică să spacem, nu știu, barierele jos, barierele jos, barierele jos, din cap până în picioare, explozie de foc divin, oriunde simțim disconfortul și acolo clar sunt semne ale rezistențelor. Eliberăm distrurile și decreăm în totalitate de un nezelion de ori acum. Da, right and wrong, good and bad, poate în foc, all nine shores, poets and peons. The theclearingstatement.com, da? Dr. Dane Herr, cofondatorul Access, vă explică pe larg această frază de curățare care e miraculoasă. În ultimii 25 de ani, cred că e unul din cele mai miraculoase lucruri care au apărut, pe lângă procesul meu de eliberare emoțională, de care mi-ați dat și voi feedback, a schimbat masiv în mulți. Într-o sesiune de 2 ore poate schimba, curăță din câmpul energetice ce lasă Universul să curățăm din viața asta și alte vieți și facem o altă resetare a vieții și a relațiilor din viața voastră. Deci, durerea. Puteți să o eliberați, nu știu, și explozie de foc divin, și să o luați cu mâinile pranice și să o trimiteți contribuție Pământului sau în Univers. Doamne, ia tu încărcătura asta și curăță și transformă dacă întreb divin. Puteți să faceți, deci, barierele jos, barierele jos, să vă expandați câmpurile din inimă, ne expandăm cât de mult e confortabil pentru voi. Poate și în țară, și în continent, poate planetă, poate universul sau de ce nu multiversul, dacă e confortabil pentru voi. Și în acea expansiune de ființă infinită, ce se întâmplă? Durerea, care are doar câteva molecule, se disipează. Și dispare. Pentru că e infimă la nivelul multiversului sau multiuniversurilor, da? Și tot ce împiedică să fim ființă infinită continuă, să fim acel vânt prin care toate trec și nimic nu rămâne închistat. Niciun cuvânt, nicio energie, nicio emoție toxică. Eliberăm distrugem și decreăm în totalitate de un nezelion de ori acum. Da, right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyonds. Zâmbeam că pe Facebook încă e acest portal de foarte mult timp. Super, mulțumim. Energiei divine. Mulțumim Tatăl Ceresc, Mamei Pământ, ființelor de lumină închinată, luminii slujba luminii care sunt cu noi ori de câte ori lucrăm. Mulțumim. Deci, începe să vă întoarceți mai mult atenția și către Pământ. Acolo nu e iadul, așa cum ne-a învățat Biserica pentru a ne controla cu prin frică. Nu. Acolo e jumătate din puterea noastră. E femininul din noi. Sus la Tatăl Ceresc e masculinul, 50%, jos e femininul, 50%. Și e important ca în corpurile noastre energetice să folosim ambele tipuri de energie, să echilibrăm și femininul și masculinul în corpul nostru și să manifestăm mai mult genul care suntem. Tocmai de aceea, apropo, o să începem în comunitatea oamenilor orgasmici, tot pe TheBalance.ro, dacă vedeți comunitate, e și o ofertă specială, e reducere 100 de lei, 4 ședințe, 2 înregistrări și 2 live, în care lucrăm cu feminitatea și masculinitatea și echilibrarea lor și cum să echilibrăm și în sexualitatea și în familie aceste aspecte. Da? Deci, mulțumiți Pământului că ești ne curăță continuu și dați-i mulțumire și conectați-vă la el până în nucleul Pământului. Lăsați fricile de ce e acolo. Pentru că iadul nu există. Iadul ne-l creăm noi singuri prin energiile noastre, prin fricile noastre. Da? Deci mulțumim Pământului că e cu noi continuă zi de zi și îi cerem și iertare că l-am ignorat de multe ori și nu i-am acordat mulțumirea și prețuirea, recunoștința care o merită, pentru că el ne menține și verticalitatea și demnitatea noastră în această planetă și ne menține și scheletul și întregul nostru corp. Da? Și tot ce împiedică să ne dăm atenția și spre partea noastră feminină și spre pământ, poc și pot și pot și poc. Și poc e point of creation, pod e point of distraction, deci e prescurtarea la fraza de curățare și are conotație diferită dacă spunem primul poc sau pod. Da? Deci vă jucați și vedeți ce spuneți, cum simțiți voi. Da?
Și nu e obligatoriu să folosiți fraza de curățare. Folosiți orice am făcut, orice știți sau orice am făcut noi în sesiunile avansate de pe grupul Simone Nițe Eden Center, da? Dar trăiți mai în conștiență și vis-a-vis de pământ și curățați atunci când simțiți, nu știu, nod în gât, presiune pe inimă, curățați prin ce știți voi să curățați, pentru că atunci e ușor să le eliberați. Nu sunt sunteți încă vânt și nu sunt încă înșurubate foarte mult în câmpurile voastre energetice. Da? Și tot ce ne împiedică să trăim mai conștient, să simțim aceste senzații, eliberând distrurile și le creăm în totalitate de un nezelion de ori acum. Da, e daul vostru, voi vă dați acordul. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, poids and beyond. Poc and pod. Și pod și poc. Și un instrument foarte important pentru durere și nu numai, este întrebarea. E al meu, e a mea sau al cuiva? Sau, nu știu, e altceva, e o entitate, e a pământului. Da? Și cu acel instrument, ușor sau greu, întrebați corpul, universul, e a mea, și vedeți dacă e ușurință, e da. Și abia atunci lucrați, dar uimitor, în acces s-a demonstrat că 99% sau 98-99% din ceea ce gândim, simțim, nu sunt ale noastre. Sunt doar luate prin câmpurile energetice de la ceilalți și de la ce ne înconjoară, apropo, și de radiațiile care ne perturbă. Deci puneți întrebarea, e al cuiva? Dacă e al cuiva, trimitem înapoi cu conștiința atașată și tot ce împiedică, spunem fraza de curățare, poc și pot, pot și poc. Dacă este a pământului, trimitem contribuție pământului. Da? Dacă e o entitate, curățați, cum am făcut în programul de 21 de zile, sau cum știți să curățați entități. Da? Dar fiți mai conștienți și realizați că, de fapt, responsabilitatea voastră e doar 1-2% din... Și până și de durerile care le simțiți în corp, până și de afecțiunile care le simțiți în corp. De multe ori afecțiunile, iarăși întrebați, e al mea sau e al cuiva? Că de multe ori luăm de la cei din jur să-i ajutăm și nu-i ajutăm nici pe ei, nici pe noi. Că noi avem suferința tot ca ei și ei nu-și pot învăța lecțiile că nu au acea încărcătură care să-i miște din loc să schimbe lucrurile în viața lor. Da? Și tot ce ne împiedică să folosim acest instrument ușor sau greu, e a mea sau al cuiva, e și o aplicație pe telefon de la Access Consciousness. Who does this belong to? În engleză, cui aparține asta? Da? Puteți să o folosiți minim 3 zile, tocmai ca să vă aducă acea conștiență, acel up, când se întâmplă ceva, primul lucru, întrebați. Cui aparține asta? Și dacă nu e la voastră, trimiteți înapoi conștiința atașată, poc și pot, right, wrong, good, bad, pot, and poc, all nine shorts, poids, and beyond, și luați cu voi doar acea și al vostru și lucrați pentru schimbare, ca, și acesta e minuscul, 1-2%. Proiectele voastre, iarăși, 98% nu sunt ale voastre și vă mirați de ce apoi când le împliniți nu vă aduc satisfacție. Când porniți un proiect, puneți întrebarea asta. Ok, mulțumesc mult pentru atenție, că a ajuns mai, nu mini emisiune, ci medii emisiune. Deci folosiți instrumentele și dacă doriți să mergeți să mai în profunzime cu ele, este miercuri un seminar după cu documente oficiale de la Access, după cartea Bucuria, Magia Bucuriei Afacerilor de Simon Milasas. Bucuria afacerilor, da? Dar de fapt nu e numai afaceri, e vorba și de bucuria de a face ceea ce faci în lumea asta, inclusiv la job, da? Și cum să ai mai mult timp și să creezi mai mult și mai rapid în viața ta. Sâmbăta viitoare este un seminar, este un curs de Access Bars, în care jumătate învățăm să trăim conștient, jumătate să apăsăm pe cap niște bare care ne eliberează din viața asta și alte vieți și până la 360.000 de oameni în jurul nostru, limitări pregătite să fie eliberate de acele persoane. Și în vreo lună și ceva o să fie un program adânc de 21 de zile pe sănătatea voastră și a celor din jur.
și puteți achiziționa și înregistrările programelor 21 de zile de pe edenbalance.ro unde shop, la care aveți și sesiuni live în care să mai discutăm personalizat, să mai curățăm și personalizat. Mulțumesc cu drag, o zi liniștită, spune Cami. Cu cât ești mai conștient, cu atât mai mult te autodepășești, inclusiv la nivel fizic. Lucrează în fiecare zi și autodisciplina e importantă, spune tot Cami. Super! Bravo! Să încep să se vadă rezultatele, ea are așa al treilea simț și de cât un intru live intră și ea. Ok. Vă pupic. Ne revedem luna viitoare în jurul orei 13. Cine vrea la seminarii, spuneam, miercuri seara sau sâmbătă.